Mai e timp și pentru economie? Discuțiile de la summitul FMI, Banca Mondială, deturnate pe alocuri de conflictul din Orientul Mijlociu, se încheie cu câteva direcții principale. Cum rezistă economia sub presiunea datoriilor, inflației și a războaielor, cum reducem decalajul în creștere între țările bogate și cele slab capitalizate, ne raportăm la încălzirea globală, puține răspunsuri plus multe necunoscute egal zero concluzii. Dar sunt câteva predicții pe care le discutăm acum. Majoritatea din câte văd eu sunt în jos, dar nu înseamnă neapărat un lucru negativ. Și vreau să începem cu creșterea economică globală, unde prognoza e în scădere la FMI, cum ți-am zis și la începutul emisiunii, de la 3,5% anul trecut la 3% în 2023 și mai e puțin din an, îți repet, și 2,9% anul viitor. Inflația globală, la fel, prognoza e de coborâre, da? Ceea ce e o veste pozitivă, de la 6,9%. Mereu în jos e și exact. Legat de negativ, da? Inflația în sus, inflația în jos, de la 6,9% anul ăsta la 5,8% anul viitor, da? O perspectivă... Totuși, încă mare, încă mare, încă mare, cu da. Toate că nu știm dacă vom mai ajunge vreodată la 2-3%, spun majoritatea analiștilor și nu de ieri, de azi. Ok, te rog. Credeam că nu știi dacă vom mai ajunge în 2024, dar în 2024 sigur mai ajungem. Prognoză pesimistă. Estimările sunt făcute, într-adevăr, înainte de izbucnirea conflictului Hamas-Israel. E prea devreme să știm care vor fi efectele, spune Pierre-Olivier Gurincas, economist șef la FMI, da? Deci nu trebuie să ne alarmăm, așa cum ai zis și tu la început. Vreau să mai vorbesc despre datoria publică. Principalele economii ale lumii au datorii mari și știm că Statele Unite sunt în situația asta de ceva timp, deja vorbim de aproape un an de această situație, și China, unde vedem la fel de cam un an situații tensionate acolo cam în toate arile și în toate domeniile. Asta ar împinge dobânda obligațiunilor în sus. Investitorii, bineînțeles că se alarmează și ei, devin nesiguri și vor să scape de aceste obligațiuni pe termen lung, pentru că sunt foarte, nu știu dacă volatil e un cuvânt potrivit să-l folosesc aici, dar sunt foarte... nesigur. Nu, dar încep să cred, să mă gândesc că bine, așteptam și niște cifre pe ecran, dar colegii probabil n-au simțit nevoia. O să le avem curând legat de ceea ce vorbeai tu, da, de datoria publică, datorie care, bine, este cifrele de la subiectul anterior. Dar nicio grijă. Deci dacă avem datorie mare, atunci cu siguranță că și investitorii își dau seama că la un moment dat s-ar putea să intri în impas. Indiferent cât de puternic ești, dacă ești Statele Unite sau dacă ești China, s-ar putea la un moment dat să ai anumite situații un pic mai delicate și mai strânse. Și vedem aici, uite, spre exemplu, pe partea europeană, chiar raportat la PIB, datoria publică este peste pragul de 100%, practic, din PIB. Bineînțeles că băncile centrale pot reveni aici asupra anumitor chestiuni și le pot regla. Bun. Aveți tu, SUA, Statele Unite au fost, ca o paranteză, de mai multe ori aproape de default și în situații tensionante și până la urmă a rămas una dintre cele mai mari economii la nivel global, iar bursele au performat cel mai bine acolo, adică în continuare acum a rămas să dea trendul. E corect ce spui, doar că avem analize, avem discuții care ne arată de ani buni încoace cum că, spre exemplu, o țară cum este China ar putea, și ăsta e și planul chinezilor, de a ajunge primii în lume ca economie. Bineînțeles că sunt ambele țări în momentul de față într-un soi de tensiune din asta economică. E logic cumva, dar vom vedea. Hai să trecem și la aia mai mici, pentru că ne-am încadrat mai bine acolo. Ce mai spune, practic, FMI și este susținut și de Banca Mondială. Pentru restul lumii sunt câteva chestiuni care tind să apese puternic pe economiile respective, adică ratele mari ale dobânzilor cheie este un lucru cert și știut, un dolar puternic la fel ar putea să aibă impact negativ și bineînțeles că putem să vorbim și despre incertitudinile geopolitice pe care o să le și aprofundăm un pic mai târziu, sau noua bucată de incertitudine geopolitică. Sunt lucrurile care ar putea să le determine o mișcare mai greoaie spre o inflație
acceptabilă, da? Mă refer aici la țările mai puțin dezvoltate. Pentru bănci există riscuri în continuare, asta spun cele două organisme, adică 5% dintre băncile din întreaga lume ar putea avea anumite tensiuni legate, bineînțeles, de dobânzile cheie care ar putea rămâne sus. Cu cât rămân sus mai mult timp, cu atât s-ar putea ca riscurile să fie mai mari. Și 30% dintre băncile din întreaga lume, într-un scenariu combinat, cum s-ar spune, printre cele 30% și marile bănci vor avea dificultăți dacă avem această situație în care avem inflație mare pentru mai mult timp, nu putem să o ducem în jos, și o creștere lentă a economiei. Dacă cele două se combină, atunci pentru majoritatea sau chiar și pentru băncile mari vor fi riscuri și bineînțeles că rămân semnele de întrebare cu care practic ai pornit și tu cumva discuția, adică Ucraina în război, Orientul Mijlociu, pentru că deocamdată ne raportăm doar la Israel, Hamas, dar acolo sunt mai multe forțe care ar putea interveni. Iran ar fi probabil cel mai grav sau cel mai greu lucru de imaginat, dar bineînțeles că sunt și facțiuni de tip Hezbollah care ar putea și care deja practic au anumite atacuri spre Israel și invers, bineînțeles. Rămân semne de întrebare, ce-i drept, pentru că în momentul de față este greu să găsești niște soluții concrete, mai ales când există atâtea lipsuri la nivel global. Da? Noi vorbim acum despre război, dar situații sunt mai multe, ce e cert că trebuie prevenite în mare parte și găsite soluții pe moment, mai ales într-un astfel de conflict. Bine că avem câteva prognoze care, sigur, vor fi updatate în sus, în jos și pe care o să le discutăm în continuare. Spuneai că rămânem la tensiunile noastre, nu? Concluzia, nu există o declarație comună acestui summit, din păcate, pentru că nu avem suficiente date și pentru că nu putem ști ce este în viitor, dar putem ști ce se întâmplă în momentul ăsta și putem ști de unde venim. Hai să vedem și să tratăm un pic mai pe larg unul dintre conflictele la care ne raportăm astăzi, poate cel mai important, care a luat, practic, fața tuturor celorlalte chestiuni importante.